Avem un cadru normativ care stabilește modul în care se produc dezbaterile în Republica Moldova. La Arcul de Triumf, în Piața Mare a Adunării Naționale, împreună cu acești oameni, împreună cu 60.000 de oameni odată, cu alte 100.000 de oameni altă dată, am fost acolo și am făcut tot ce ne-a stat în putere ca această țară să nu mai fie văduvită de miliardele furate de oligarhi. Nu l-am văzut pe domnul Ceban acolo nici pe data de 3 mai, nici pe data de 6 septembrie, nici pe data de 13 septembrie. În Piața Mare a Adunării Naționale a ieșit poporul deșteptat al Republicii Moldova să-și apere demnitatea, să-și apere banul public, să-și apere mersul nostru în direcția bună, către civilizație, către un stat de drept, către o economie funcțională cu multe locuri de muncă, să mergem către o democrație veritabilă, acolo unde oamenii au libertatea de a vorbi, libertatea de a se informa și libertatea de a circula, nu-i așa? Iată ce am făcut noi în Piața Mare a Adunării Naționale. Din păcate, prezența lui Ivan Ceban pentru o mică perioadă de timp până la Florii a fost una artificială. Oamenii ăștia au fost scoși în stradă de plahotniuc, contra cost, contra 1 milion de lei pe săptămână, pentru care vor trebui să răspundă atunci când în Republica Moldova va fi dată libertate procuraturii, justiției și tuturor instituțiilor statului aflate astăzi în captivitatea oligarhică, cu complicitatea plenară a lui Dodon, Greceanu-i, Ceban, a consilierilor conduși de Ceban, a deputaților conduși de Dodon.